Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vorbim în dimineața asta pe o temă foarte serioasă. Am tot văzut știri în ultima vreme despre șoferi care au fost testați pozitiv de poliție în trafic la niște aparate antidrog ale poliției și care au demonstrat ulterior că aparatele respective dăduseră eroare. Și am mai și vorbit în deșteptare despre niște cazuri de acest gen. Oameni care au cariere, familii, afaceri, care se jură că nu s-au atins vreodată în viață de vreo substanță interzisă și care ies pozitivi la câte un control de rutină. Se judecă după aceea luni de zile pe banii lor ca să-și demonstreze dreptatea. Problema mare de tot este că în cazul unui test pozitiv de acest gen, procedura care este urmată de autorități e automată. Se suspendă imediat permisul, adică se suspendă permisul și măcar nu mai poți pleca cu mașina. Mașina se indisponibilizează la fața locului. Nu-ți dă dovadă cum face, da. Și se deschide și dosar penal. Acum n-aș vrea să se înțeleagă că scuzăm cumva sau apărăm cumva consumul de droguri la volan, Doamne iartă-mă, adică în niciun caz, să fie clar. Dar ăsta e un subiect despre care cred că trebuie să vorbim la radio. Dacă aceste teste pe care le folosește poliția dau erori, înseamnă nu doar că identifică pe unii care chiar au consumat, ci îi incriminează fals pe alții care n-au nicio vină, dar care își văd practic carierele distruse de o suspiciune foarte gravă, pierd încrederea prietenilor și au de dat explicații familiei peste tot. Cum? Imaginați-vă asta. Mergi pe stradă, ești tras pe dreapta, control de rutină și ăsta antidrog, da, vă rog. Da, nicio problemă. Și iese pozitiv și te știi totalmente nevinovat. Rămâi pe jos, dosar penal, ce faci în situația asta? Din cauza unei erori a aparatului, pierzi timp, bani, energie ca să demonstrezi în instanță că n-ai greșit cu nimic. Așa că în dimineața asta facem o încercare. Dacă ați trăit cumva o asemenea nenorocire, adică să fiți incriminat pe nedrept de un test antidrog al poliției și a trebuit să demonstrați după aceea că dreptatea era de partea dumneavoastră, am vrea să vă auzim, să ne relatați ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Sincer să fiu, nu mă aștept să fie prea multe telefoane pe subiectul ăsta, dar cred că e de datoria acestei redacții, care e în serviciul public, să ofere această posibilitate. Deci, 0372069599. Dacă ați fost găsit pozitiv, în mod eronat, la un test antidrog al poliției, sunați-ne acum și spuneți-ne ce s-a întâmplat și ce a trebuit să faceți după aceea. Și până atunci o să vă relatez ultimul caz de acest gen, care este, cum să spun, aproape anecdotic. Deci, în această primăvară în Suceava, la o acțiune demonstrativă a poliției, cu presa de față, un șofer oarecare s-a oferit să fie testat și el cu aparatul drug test public, de față cu ziariștii. Am o prietenă care, odată la un filtru, paranteză, am o prietenă care la un filtru al poliției a zis că ea n-a suflat niciodată într-un test de ăsta de alcool și nu poate să încerce și ea să vadă cum e. Așa o fi făcut și omul respectiv. Da, da. Domnul acesta a fost și intervievat de presă la fața locului. El s-a declarat de acord cu inițiativa. Total împotriva consumului de droguri, după care a făcut testul și a zghicit. A ieșit pozitiv la o substanță numită benzodiazepine, care nu știu ce e, dar înțeleg că este ilegală. Omul stupefiat a încercat să explice că trebuie să fie o eroare, că nu s-a atins în viața lui de droguri. Cristian Rusu este numele lui, e un om de afaceri din zonă. N-au contat, evident, jurămintele. Asta e, s-a aplicat procedura standard, i s-a suspendat permisul pe loc, mașina a fost indisponibilizată, i s-a deschis dosar penal pentru consum de stupefiante. El oferindu-se el. Păi se știa... Da. Na. Și ulterior a cheltuit bani din propriul buzunar ca să urgenteze procedura de analiză și ca să demonstreze în fața procurorului că e nevinovat. Procurorul a clasat dosarul după 2 luni, deci ancheta a fost închisă, omul a demonstrat că avea dreptate, cu analize, cu tot ce trebuia, o durată care ar fi putut ajunge însă la 6 luni sau chiar mai mult, dacă domnul Rusu nu ar fi cheltuit din banii și timpul lui ca să obțină acest rezultat mai repede. Și pe diverse forumuri e plin de asemenea povești, așadar, 0372069599. Sunați-ne dacă ați trăit vreo astfel de experiență, dacă ați fost testat fals pozitiv la un control al poliției
Vrem să vă auzim și sigur dacă ați demonstrat după aceea. Cum demonstrezi că ești nevinovat? Cam ce urmează? 0372069599. Vă așteptăm în câteva minute. Despre testele antidrog eronate pe care, mă rog, care se întâmplă în trafic. Sunt mai multe cazuri demonstrate în instanță. Problema, vă reamintesc, este că în momentul în care ai un astfel de test antidrog pozitiv, ai dosar penal, ți se suspendă permisul și după aceea oamenii care o pățesc și care sunt nevinovați trebuie să cheltuiască timp, bani, energie ca să-și demonstreze nevinovăția. Nu spun că sunt multe cazuri, dar avem multe telefoane pe acest subiect. Să începem. Marian, bună dimineața! Bună dimineața, Marian! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Marian! Care e cazul tău? Care e experiența ta? O experiență destul de stupidă, aș putea să spun. Deci, veneam de la țară, de la bunica mea, împreună cu băiatul meu de 5 luni și soția, și am fost oprit la Târgu Bujor, Galați, de către niște domni. Totul bine și frumos, am fost testat pentru alcool, care a fost zero, iar apoi s-au hotărât după câteva minute să, fiind așa cum ușor nesatisfăcut de rezultat, m-au testat și pentru drog. Da. Ideea e în felul următor, că eu am un sindrom migrenos, am niște migrene care mă deranjează și durează undeva la 2-3 zile, niște dureri foarte puternice și consum. Cumpăr niște pastile numite cafetin, de la care se fac reclamă și la TV și la farmacii și peste tot, care se dă fără prescripție medicală, fără absolut nicio rețetă de niciun fel. Deci sunt medicamente împotriva durerii de cap care se dau fără prescripție. Exact. Sunt cum se cheamă ele, OTC-uri, over the counter. Adică trebuie și cumperi Nurofen, aspirină, nu știu ce, sunt și astea. Exact, cafetine. Inclusiv Saridonul are Solpadeină, cafetină, da. Exact. Așa. Și ce s-a întâmplat? Și am luat, bineînțeles, având această durere, am luat această pastiluță și în drum înapoi către socrii, către Galați, eram în vizită, m-au oprit domnii și m-au testat. Și, bineînțeles, ieșind pozitiv la opioide. Având opioide? Codeină în ea. Da, opioide. Și vă dați seama că a urmat suspendarea permisului, dosar penal și mă chinui de anul trecut, undeva sunt 7-8 luni de când mă chinui să-l scot, nu reușesc nici măcar să dau o declarație, am cheltuit peste 1400 de lei pentru rezultate, să le urgentez, n-am reușit să fac nimic nici acum, nici cu domnul avocat nu a reușit să scoată ceva de la domnul polițist, de la domnul procuror, mă chinui să dau telefoane către Târgu Bujor, să îi rog să dau o declarație, că n-am nicio calitate, nici de inculpat, nici de suspect, nici de nimic. La job, la slujbă, ai avut probleme? Vă dați seama că eu lucrez cumva la o rudă de-a mea și prin norocul meu să mă ține așa, că normal eu așa am câștig pâinea. Eu am fost șofer de tir peste 10 ani, acum m-am retras în țară și vă dați seama că mi-este foarte greu. Am și eu nevoie să-mi întrețin și eu familia. Sigur că da. Marian, întrebare. Pe prospectul medicamentului respectiv, care e împotriva durerilor de cap și care înțeleg că se dă fără rețetă, scrie cumva că nu ai voie să conduci autovehicule sau... Scrie în ideea că ele cauzează o ușoară somnolență, dar am întrebat toți farmaciștii pe care i-am întâlnit că aceasta este o substanță ușoară, adică nu este un drog pur și nu influențează foarte tare. Deci se poate vedea cumva la cantitatea pe care se găsește în sânge. Spre exemplu, cafetinul are 10 mg, codaminul are 15. Deci e și mai tare. Mulțumesc mult, Marian, ținem pumnii. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt avocat și subiectul prezintă o foarte mare interes atât pentru dumneavoastră, pentru ascultători, cât și pentru noi. Pentru că avem o situație, din punctul meu de vedere, ar trebui modificată legislația. L-ascultam pe Marian înainte. Situația lui Marian este întâlnită foarte des în România. Okay. Cauză care durează foarte mult. Oamenii sunt ținuți în așteptare. Nu li se permite să ia declarație, să dea declarație pentru că nu au o calitate procesuală. Da. Nu li se soluționează dosarul. Lucrurile acestea, din păcate, în România sunt în foarte multe domenii, dar mai ales în cauzele penale. Deci astfel de cazuri, dar strict astfel de cazuri cu rezultate pozitive aiurea sau din cauza unor medicamente uzuale. Tu ca avocat știi că sunt multe, puține? Da, am avut. Erau persoane care nu știau ce au consumat, deci le ieșise testul că au consumat amfetamine, nu știau ce înseamnă amfetamine, se jurau, nu-i credea nimeni, bineînțeles. Da. Și
procedurile într-adevăr durează foarte mult. Adică omul respectiv trebuia să meargă în sănătate, mi-aduc aminte perfect de caz, și nu știu, a durat vreo 6 luni de zile, până în momentul în care s-a soluționat cauza pe baza unui test medical, adică s-a făcut acea analiză toxicologică de către un institut medico-legal și a rezultat, bineînțeles, rezultatul negativ. Mulțumesc mult, Cătălin, încercăm să mai luăm măcar un telefon, sunt destul de multe. Relu, bună dimineața! Bună, Relu! Salut! Bună dimineața! Am și o istorie pentru dumneavoastră. Pe scurt, te rog, mai avem un minut. Da. Scurt, eram oprit, nici măcar nu eram în trafic, am făcut test alcool, test de drog, la primul test de drog mi-a ieșit negativ și ceva eroare la asta. Am mai făcut încă unul, am ținut chestia aia cam 45 de minute în gură, în fine, la al doilea mi-a ieșit undeva amfetamină. Amfetamină. O să te întreb, da, câți ani ai? 55. Aproximativ. Și ce meserie? Ce meserie ai? Am ceva business-uri în America. Ok. Și venisem în România ca să cu niște investitori, ca să putem investi, să deschidem ceva. Am un... Deci ai ieșit pozitiv. Ai ieșit pozitiv, da. Și ce a urmat? Păi a urmat o întreagă problemă. Deci nimeni nu-ți dă nimic, dar ce vreau să vă spun ce e important, mi-a ieșit după 6 luni, mi-a venit negativ, mi-am luat permisul înapoi, eu nu dar mai eram în luni, țară, în fine. Dar 6 luni ai pierdut timpul și banii, da. Asta este problema. Ori testele sunt prea sensibile, ori dau erori, dar e o chestiune care trebuie rezolvată, pentru că chiar dacă nu sunt multe cazuri, sunt niște oameni care sunt, uneori carierele lor sunt distruse de astfel de situații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.